Guam este o țară în zona insulelor Marianelor. Este teritoriul al Statelor Unite ale Americii și are sloganul acesta este locul unde ziua Americii începe. Este destul de departe când vine vorba de orar față de coasta de est americană la 14 ore distanță. Nu ca și zbor, ci ore în fusul orar. Și asta înseamnă că dacă vrei să te muți într-o țară în care poți să vezi filmul care este în cinematograf înaintea oricui, acea țară este Guam. Și cu această introducere, haideți să începem. Guam este o țară micuță, are o cultură complexă unică, dar este și un punct important strategic în apărarea americanilor. Este cunoscută pentru plajele tropicale și pietrele antice, dar având în vedere cât este de mică, are doar 50 de km lungime pe vreo 12 km lățime în cel mai lat Punct. Poți să o faci într-o zi, dintr-o parte într alta. Există un singur drum principal care înconjoară toată insula, există și drumuri secundare, dar dacă te pierzi, Acum nu spun că există o zgrie nori pe care vezi din orice punct al insulei, dar cam pe acolo ești. Țara se află în nord-estul Oceanului Pacific, înainte de a se numi doar Guam, purta numele de teritoriul Guam, însă Justin Timberlake a spus că este mai simplu doar Guam. Insula a fost pentru prima dată vizitată de portughezi. Exploratorul Magellan a ajuns pe insulă pe 6 martie 1921 în timp ce naviga sub Spania. Locuitorii din Guam sunt cetățeni americani, totuși nu au aceleași drepturi și privilegii ca restul cetățenilor născuți în America. Aici vei găsi plaja armei și cel mai mare bar de pe plajă. În ciuda plajei, Guam nu are niciun pic de nisip. În mod normal, când te gândești la plajă, te gândești la nisip. Dar ceea ce vezi pe plajele Guamului, trebuie să știi că nu este nisip, ci este coral. De asemenea, drumurile pavate din ciment în Guam sunt făcute dintr-o mixare de nisip din coral, de coral și ciment. Nu nisip tradițional așa cum știm noi. Fie nisip de râu, fie nisip de plajă din cochilii. Din nefericire, coralul este pe cale de dispariție. Între 2003 și 2011, până la 20% din coralul din Guam a dispărut. Din nefericire, costul este direct în bani pentru că economia Guamului are un câștig de 20 de milioane de dolari anual din corali. În această țară avem povestea faimosului soldat japonez care s-a ascuns în timpul celui de-al doilea război mondial așteptând să treacă războiul. A așteptat 30 de ani. În 1972 a fost descoperit, a plecat în Japonia binevărzit, s-a căsătorit și s-a întors înapoi în Guam pentru a vizita țara de mai multe ori. Iar economia țării de acest lucru este sprijinită de vizite, de turism și de armata americană. Locuitorii inițiali, originali ai Guamului, sunt austronezieni sau descendenții austronezienilor, iar Guam mai poartă și numele de insula luptătorilor, războinicilor. Guam este destul de departe de America, undeva la 11.000 de kilometri departare de America în general. Guam a fost de asemenea atacată și bombardată după Pearl Harbor de pe 7 decembrie 1941 și 7.000 de americani plus 17.500 de japonezi au murit din nefericire în acea bătălie. Japonia a câștigat Guamul, l-a ținut între 1941 și 1944 și a dat numele de Marea Insulă Altar sau Miajima. Hagatna este capitala țării și se crede că este cel mai vechi oraș european din Pacific. Ifil este copacul oficial al Guamului, iar Guam este una dintre cele cinci teritorii americane care are un guvern civil acolo. Are o bază strategică armatei americane în Pacific, are și un muzeu al războiului din 2011 unde poți să vezi arme, echipamente de război, lucruri personale ale soldaților căzuți atât din forțele aliate cât și din Japonia. În 1957, în timpul nebuniei cu OZN-urile, a fost văzut și în guamul ozn -u. Locotenentul Ted Brunson a văzut avionul de identificat în timp ce zbura, a încercat să-l urmărească, dar nu a reușit și asta pentru că viteza avionului său nu putea să o atingă pe cea a ozn după cum a spus soldatul nostru. Portul Tumon este cea mai vizitată zonă din țară, aceasta a fost a spaniolilor pentru 300 de ani și este cea mai mare țară din Micronezia. Dacă te uiți la forma. Țării ai putea spune că Robinson Crusoe a trecut pe acolo, și asta pentru că mulți spun că are forma amprentei unui picior. Limba engleză este limba oficială a țării, limba în care te vei înțelege acolo, însă se mai vorbește și Chamorro, și din această cultură avem salutul din Guam. Aceasta era limba poporului indigen, și când saluți pe cineva e posibil să fie mai bine să spui în loc de Hello, Half a day. And half a day. Vei auzi această expresie peste tot pe insulă, nu se referim la jumătatea zilei half a day, ci la salut. Mâncarea este de asemenea extrem de interesantă și diversă. Vei găsi acolo o combinație de mâncare americană, filipineză, un grămadă de culturi asiatice, unde orezul este felul principal de mâncare. Există o tradiție a mâncării la grătar, carne, marinată, sosuri, iar marinarea se face chiar cu suc sau cu Bere. În Guam există doar două sărbători naționale, dar când sărbătoresc oamenii, sărbătoresc. Există mai multe fieste și festinuri în sate, sate nu foarte multe, doar 19 localități în toată insula. Știu că ar putea să sune ca o insulă primitivă, dar nu. Toate lucrurile sunt la zi, oamenii sunt moderni. Ai apă curentă, toalete, electricitate, drumuri, case moderne. Majoritatea sunt făcute din beton pentru a rezista vremii, uragane, taifunuri și toate cele. Și în timp ce au doar două sărbători naționale, au câte o fiestă lunară, măcar, pentru a sărbători sfinții care patronează asupra localităților. Pe lângă fieste există festivaluri, cum ar fi festivalul anual de mango, festivalul anual de barbecue, de grătar în iulie, oamenii ies și fac grătarul, festivalul pescuitului. În principiu oamenii își caută scuze pentru a ieși și a face o petrecere. Cea mai mare sărbătoare anuală și sărbătoare națională este sărbătoarea eliberării. Pe 21 iulie 1944 Guam a fost recuperat de americani din mâinile japonezilor. Cetățenii sunt cetățeni americani, dar nu au dreptul de vot, din nefericire ai carnival, ai parade și pentru că umiditatea este destul de mare pe insulă și e cald, vei fi întâmpinat dacă mergi acolo cu băutura cea mai populară, nu sucul, nu berea rece, ci King Carl Lemon Tea, ceai de lămâie se pare că trece. Se crede că tradiția vine din Taiwan. Cel mai popular punct și atracție turistică de pe insulă este Two Lovers Point. Este un parc și o zonă de urmărit priveliștea frumoasă. Acolo legenda spune că doi tineri îndrăgostiți și-au legat părul unul de al celuilalt și au sărit de pe această stângă. Există de asemenea legende cu privire la sirene, nuci de cocos vorbitoare și chiar bizoni de apă. De asemenea, dacă mergi pe insulă, e bine să ai grijă la Taotoma Na. Acestea sunt spirite strămoșești ale fantomelor, oamenilor care au locuit în antichitate pe insulă. Populația nativă, camoros de pe insulă, crede că lumea este plină de spirite și că acestea îi ghidează și le oferă protecție. Aceste spirite pot să ia forma oamenilor sau a animalelor atunci când vor să interacționeze cu alte creaturi. Iar forma umană. Se crede că este cea mai puternică, și apare în forma unui om mare, adesea fără cap. Spiritele locuiesc în jungle și atunci când vrei să treci printr-o junglă, este politicos sau se așteaptă de la tine să-ți ceri voie. Dacă nu-ți ceri voie atunci când intri într-o junglă, e posibil să fii pedepsit, să te trezești zgriat fără să fi atins ceva, să te îmbolnăvești, să ai lovituri, să vezi că ai vânătăi când ai ajuns la destinație, dar nu știi cum au fost făcute. Deci ai foarte mare grijă populația insulei este aproape în exclusivitate creștină, 85% din oameni sunt catolici, ai presărate și alte denominațiuni creștine. O să fie ok acolo. Termenul pentru șlapi sau flip-flops este cunoscut în America și țara este teritoriul american, însă din cei 3 ani în care a fost teritoriul japonez avem cuvântul pentru șlapi, Zoris, așa se numește și în Japonia. Dacă vei cere cuiva flip-flops o să te înțeleagă, asta aștepta poartă oamenii toată ziua, dar Zoris este cuvântul normal acolo. În timpul celor de-al doilea război mondial s-a spus că pe insule există de 300 de ori mai mulți șerpi decât oameni și se crede că aceștia au ajuns în guam pe unele nave în timpul războiului, fiind un șarpe nativ al Australiei și papei Noua Guinee. Din fericire, șerpii nu au avut prădători naturali pe insulă și au avut pradă suficientă, astfel că au înflorit pe insulă. Prezența lor a fost negativă când vine vorba de câteva specii de șopurile și păsări, care nu pot să fie găsite decât în Guam. În câteva ocazii chiar au dus la căderi de curent pentru că se plimbau pe liniile de curent și în sistemele electrice și este adevărat șerpii sunt abundenți, dar nu atât de abundenți, nu ajung în casele oamenilor în mod general, sau în zone puternic populate. Sunt din abundență totuși în jungle și ies în general noaptea. Foarte puține șanse să vezi unul dacă te plimbi, mai ales ziua pe acolo. Mulți oameni care locuiesc o viață întreagă acolo spun că au văzut poate de 10 ori un șarpe. Pasărea Coco este o pasăre care nu zboară, are aripile mici, capul maro și era o pasăre larg răspunită în guam, dar cum am vorbit mai devreme, Șerpii au mâncat păsările aproape până la extinție, până la dispariția speciei cu totul. Există eforturi de conservare a speciei, dar nu funcționează prea bine în ultimii 20 de ani, din nefericire. Turismul este foarte important pentru insule, nu ai taxe, ai hoteluri de clasă mondială, climat tropical, nu ai taxe la shopping și activități o grămadă. Astfel este de înțeles faptul că apare ca una dintre cele mai mari destinații de vacanță din sud-estul Asiei. Este imaginea clasică a unei insule centru de relaxare. De zeci de ani turismul este industria principală, avem un milion jumătate de vizitatori pe an, majoritatea sunt japonezi, totuși sunt destul sud-coreeni, chinezi și ruși care vizitează insula. Un milion jumătate de vizitatori pe an este o cifră extrem de mare având în vedere că pe insulă locuiesc 166.000 de oameni. Atât. Dintre aceia aproape 5.000 sunt soldați americani în bazele de apărare americane. Magazinele sunt deschise 24 de ore pe zi, foarte aglomerate seara, noaptea, destul de târziu pentru că este mai răcoare și oamenii ies la cumpărături. Dacă vrei să vizitezi o insulă, centru de relaxare, îți recomand. Guam. Asta a fost tot pentru azi. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, cei care YouTube Premium și care durează pe revolt. Sunteți foarte tari. Nu uitați de și la și abonare, clopoțelul de notificare, eu sunt Alex Cozma și acest mesaj zici că a fost un mesaj de la medicamente. Atenție ca mere.